Bun, la sub punctul B, trebuie să arătăm că figura AMFE este romb. Ca să arăt că e romb, cumva încerc mai întâi să arăt că e un paralelogram și apoi să-l upgradez spre a deveni romb. Adică să arăt că are, de exemplu, două laturi alăturate congruente sau că diagonalele sunt perpendiculare, dar în principiu nu mai vreau să mai duc altceva în construcția mea, deja este foarte bine, deci voi încerca varianta aceasta, să arăt că este paralelogram, cu toate laturile egale sau suficient două laturi alăturate egale. Haideți să vedem cum arăt că e paralelogram. În primul rând le văd din stat că F și AD sunt paralele pentru că ele sunt perpendiculare, vedeți, pe aceeași dreaptă, F-ul și AD-ul. Bun, să scriem și noi acest lucru. Deci, EF perpendiculară pe BC și AD Perpendiculară pe BC, prin urmare, F este paralelă cu AD, ca fiind perpendiculare pe aceeași dreaptă. Bun, mai îmi rămâne să arăt că F este egală cu AM și am arătat că e paralelogram, și apoi că două laturi, care două sunt egale, probabil că mă voi duce în acestea, că mi se par mai ușor de abordat, sunt egale și ele, și deci devine ROMB. Haideți să mai aflăm unghiuri, pentru că văd că problema e cu unghiuri, încerc să aflu ce unghiuri pot. Deci, în triunghiul ABE și apoi văd ce voi folosi. AB e drept unghi, care are un unghi de 20 de grade, deci acesta va avea 90 minus 20, 70 de grade. Și deja vedeți triunghiul AM a devenit isoscel. Acestea două vor fi egale. Și deci dacă mai arăt că cele opuse sunt egale, am terminat pentru că dintre un isoscel... Voi avea paralelogramul cu două laturi alăturate egale, devine romp. Și atunci, pentru a arăta că EF, mai mai să că EF este egal cumva cu AM. Dar încerc varianta cealaltă, să agăt că EF e egală cu EA. Și atunci ce văd? Dacă gândesc triunghiul din nou să fie un pic mai puțin încărcat de unghiuri, Încerc aceste două triunghiul să le arăt că eu le văd că sunt dreptunghice și deja au ipotenuza comună și să arăt că ele sunt congruente. Dacă arăt că sunt congruente, atunci și cu speranța mea că aceste două unghiuri sunt egale, ceea ce știu că sunt egale deja, obțin aceste două laturi egale. Și am terminat. Deci, din aceste două, această congruență le obțin pe cele două egale, din unghiuri obțin că acestea două sunt egale, deci toate patru vor fi egale. Prin urmare, devine romb și apoi paralelogram. Și deci, voi lua aceste două triunghiuri și voi arăta congruența lor, adică triunghiul ABE și EFB. Eu am ipotenuza latură comună, ele sunt dreptunghi ce am în două, și unghiul B1, egal cu dacă pun aici B1 și B2, le voi scrie pe larg în desen, B1 și B2 sunt egale. Deci și celelalte două egale am congruență respectiv unghi latură unghi dacă le gândesc ca și uh, triunghiuri nu dreptunghice. Uh, sau ipotenuză unghi dacă vreau să mă folosesc de faptul că ele sunt dreptunghice. Haideți să scriem, deci triunghiul ABE și triunghiul BEF. Mi-e mai simplu să mă uit în acest desen, BEF. Deci avem Unghiul A egal cu unghiul F 90 de grade, apoi cele două ABE, egal cu unghiul EBF, unghiul EBF 20 de grade, deci am spus asta la punctul A pentru că BE este bisectoare și totodată EB este latură comună. Prin urmare, din cazul de congruență ipotenuză unghi ipotenuză ipotenuză unghi, rezultă că triunghiul ABE este congruent cu triunghiul EBF. Și deci obțin că EF este egală ca lungime cu AE. Bun, și acum mă duc în acest triunghi în care am văzut foarte ușor că îl pot arăta că el este isoscel. Deci, mai întâi îl aflu pe AEB ca unghi un triunghi dreptunghic în care avem deja un unghi de 20 de grade, deci el uh, ajunge a fi de 70 de grade. Deci, în triunghiul AEB dreptunghic avem unghiul ABE de 20 de grade rezultă a e, B, va avea 90 minus 20, 70 de grade. Din punctul A știm că măsura unghiului AME sau MA, unghiul MA, are tot 70 de grade, deci din acestea două împreună, triunghiul AME este isoscel cu cele două laturi egale AM și AE. AM egal cu AE. Aici avem 1, aici avem 2. Din F egal cu AE, vedeți, latura comună este AE. Și AM egal cu AE, din 1 și 2, voi completa sus aici, din 1 și 2, rezultă că F este egală cu AM. F egală cu AM. Prin urmare, lucrez în ceea ce vreau eu să arăt în primă fază că e paralelogram și apoi să specific care două laturi uh, alăturate egale. Prin urmare, am obținut paralelismul acesta, F paralelă cu AD, cum e F paralelă cu AD, puteam să completez F e paralelă și cu AM. Pentru că M aparține dreptei AD și atunci voi scrie aici F paralelă cu AM, ca să fiu mai specific. F cu AM și F egal cu AM din uh, faptul de deasupra rezultă că AM F e paralelogram. Bun, dar un paralelogram cu două laturi alăturate, adică neparalele egale, devine romb. Dar AE știu că este egal cu EF. Și deci, prin urmare, AMFE este romb. Și am arătat cu ajutorul unghiurilor, sub punctul B, că AMFE romb. Haideți să ne mutăm la următoarea problemă. Superșcoala este platforma educațională care include mai mult decât materiile școlare explicate și predate pe înțelesul copiilor. Superșcoala te învață și cum să-ți gestionezi emoțiile în preajma examenelor și testelor, cum să te concentrezi mai bine, cum să comunici asertiv, cum să-ți gestionezi furia, cum să ai mai multă încredere în tine și cum să înveți mai eficient. Dar și multe alte subiecte de interes pentru copii, părinți și profesori. Te așteptăm și pe tine pe platformă.